Între timp, în București, șoferii nu vor mai putea să parcheze gratuit. Primarul general vrea să pună la punct o nouă strategie pentru parcările publice, iar modificările îi vizează și pe cei aflați în trecere prin oraș. Nu-i convingem pe cetățeni să-și lase mașina la intrarea în capitală dacă există parcare gratuită în centru, spune edilul, care a inspectat astăzi parcarea de tip Park and Ride din Pantelimon. Dacă șoferii bucureșteni sunt taxați acum doar în parcările amenajate, surse din cadrul primăriei susțin că noua strategie prevede să fie taxați de fiecare dată când își lasă mașina într-o zonă centrală. La Viena o oră costă peste 2 euro, oriunde parcați. Și la Oradea parcarea, pe orice stradă din centru, costă 4 lei ora. Noua strategie ar putea introduce prețul de 1,5 lei ora, doar că îl vor plăti toți șoferii, nu doar cei care găsesc loc în parcările amenajate. Plata se va face prin SMS sau aplicație. Responsabilii din primărie vor fi dotați cu aparate cu GPS și vor depista mașinile pentru care nu a fost plătită parcarea. Șoferii care locuiesc în zonele centrale vor beneficia de un abonament. E mai bine. De ce e mai bine? Nu se mai lasă mașinile parcate câte 10 ani. Nu suntem de acord. Cum să fim de acord? Statea mașini pe străzi, unde să le parcă? Le iei, le strip pe bloc? Primarul general spune că sunt puține parcări amenajate în București, dar suficiente spații gratuite pe domeniul public. Nu o să reușim niciodată să stimulăm bucureșteanul să-și lase mașina la o parcare periferică dacă noi îi luăm bani și îi oferim în același timp un loc de parcare gratuit pe domeniul public în mijlocul orașului. Primarul dă exemplul parcării din zona Pantelimon. A costat 20 de milioane de euro. Este aproape terminată, dar se teme că șoferii nu-și vor lăsa mașinile acolo când intră în capitală și să-și continue drumul cu mijloacele de transport în comun. Această investiție a fost lansată în 2011. Patru primari s-au perindat de atunci până acum la putere, iar după 10 ani, parcarea din zona Pantelimon este în sfârșit gata, însă în proporție de 99%. Mai trebuie demontat un transformator electric pentru ca mașinile să poată parca aici. Acest lucru se va întâmpla abia în noiembrie anul acesta. Ca să elibereze locuri, Primăria Generală promite să ridice mașinile abandonate și să construiască mai multe parcări la intrarea în capitală. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.